Dormiți separat sau nu dormiți separat? Întotdeauna am dormit separat. Adică eu am dormit singură de când mă știu. Nici măcar cu Andrei n-am dormit. Fiecare de ce? Lui. Păi eu țin foarte mult la spațiul meu, la libertatea mea. Somnul este sfânt pentru mine. Plus că în ultimele luni eu nu mai dorm cum trebuie. Mă dorm haotic, mă trezesc pe la 3 dimineața, la 4 fac pilates. Adică chiar nu vreau să se chinuie cineva lângă mine, că nu pot eu să dorm. Plus că mi se pare groaznic să stai să te foiești și să nu îl deranjezi pe celălalt. Și poate omul sfărăie și poate te enervezi și... Decât să mă trezesc dimineața nervoasă când am dormit, mai bine să mă trezesc fericită și îndrăgostită.